Am dorit să deschidem la Matei, capitolul 24, să citim începând cu versetul 36 și vom încerca în câteva minute să adunăm câteva idei pentru anul care ne stă înainte. Despre ziua aceea și despre ceasul acela nu știe nimeni, nici îngerii din cer, nici fiul, ci numai tatăl. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe, Aidoma se va întâmpla și la venirea Fiului Omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop când mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua când a intrat noi în corabie și n-au știut nimic până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat și altul va fi lăsat. Din două femei care vor măcina, la moară, una va fi luată și alta va fi lăsată. Vegheați dar, pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Să știți că dacă ar ști stăpânul casei, la ce streajă din noapte va veni hoțul, ar veghea și n-ar lăsa să-i spargă casa. De aceea și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. Care este deci robul credincioș și înțelept, pe care l-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale, ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela, pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa, adevărat vă spun că îi va pune peste toate averile sale. Dar dacă este un rob rău, care zice în inima lui, stăpânul meu zăbovește să vină, dar dacă va începe să bată pe tovare și lui de slujbă și să mănânce și să bea cu bețivii, stăpânul robului acela va veni în ziua în care el nu se așteaptă, și în ceasul pe care nu-l știe. Îl va tăia în două și soarta lui va fi soarta fățarnicilor. Acolo va fi plânsul și scrișnirea dinților. Am văzut în capitolul precedent vinovăția lidelor spirituali și nimicirea. În capitolul 24 avem două teme: nimicirea Ierusalimului și revenirea Fiului. Dar interesant este că înainte să intre în dezbaterea din capitolul 24, practic Mântuitorul profețește și rostește, anticipează cele două teme în sfârșitul capitolului 23. Ierusalim, Ierusalime, care omor pe proroși și ucis cu pietre pe cei trimiși la tine. De câte ori am vrut să strâng pe copiii tăi? Cum își strânge găina, puii sub aripi? Și n-ați vrut. Iată, Că vi se va lăsa casa pustie, căci vă spun că de acum încolo nu mă veți mai vedea până când veți zice binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului. Și, practic, cele două teme care sunt reluate în capitolul 24 sunt anticipate de acest plâns al Mântuitorului când se uită la Ierusalim, la Ierusalimul care nu l-a primit, ci l-a respins. Dar vedeți dumneavoastră. Toată această vinovăție și pedeapsă venită din cer împotriva Ierusalimului, primii vinovați de păcatele lor, de rătăcirea lor, de inima lor împietrite, sunt liderii spirituali. În capitolul 23 am văzut cum Întuitorul se apropie de inima lor și în dreptul fiecărui a spus, vai de tine, vai de tine, pentru că ești un ipocrit. Îți arăți credincioșia și râvna doar în exterior, dar când mă apropii de inima ta, ești plin de necurăție, ești plin de fără de lege, ești departe de Dumnezeu. Și, practic, primii vinovați de judecata Ierusalimului, de blestemul pe care Dumnezeu l-a anunțat împotriva Ierusalimului, sunt liderii spirituali. Dar asta nu înseamnă că poporul nu are partea lui de vină nu înseamnă lucrul acesta, ci fiecare este vinovat de modul în care se apropie de cuvântul lui Dumnezeu și acceptă rostirea lui din partea oricărui lider, indiferent câte, câte doctorate ar avea, câte diplome ar avea, fiecare este Responsabil de modul în care acceptă cuvântul în viața lui și răspunde la chemarea. Nimeni nu va putea să spună în ziua aceea, da, dar eu am primit așa sau invers, fratele m-a învățat invers. Nu, nu, ci fiecare dintre noi vom da socoteală cât de sincer am fost în acceptarea cuvântului Dumnezeu așa cum este el scris și cât de sincer am fost în aplicarea și trăirea lui. Liderii sunt primii vinovați de tot blestemul care este anunțat în capitolul 24. Sunt două teme teologice extrem de importante pe care Mântuitorul le suprapune. Dărâmarea și judecarea Ierusalimului care a avut loc în anul 70 și a doua revenire a Mântuitorului nostru. Nu cred că este o temă mai potrivită pentru început de an decât aceasta, ca mintea și sufletul nostru să fie ancorate cu întreaga biserică, în a doua revenire a Mântuitorului nostru. La ieșirea din templu, capitolul 23, 24, versetul 1, la ieșirea din templu, pe când mergea Iisus, ucenicii lui s-au apropiat de el ca să-i arate clădirea templului. Era impunătoare. O arhitectură ieșită din comun. Toți se minunau de strălucirea acelei clădiri. În anumite momente ale zilei, când bătea soarele pe acele uh, table de aur, o strălucire imensă cuprindea întreaga clădire. Ucenicii erau impresionați. Uită-te, Doamne, ce clădire! Este clădirea tatălui tău. Dar Isus le-a zis, vedeți voi toate aceste lucruri? Adevărat vă spun că nu va mai rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată. El a jos pe muntele măslinilor și ucenicii lui au venit la el L-au luat la de o parte și au zis, spune-ne, când se vor întâmpla aceste lucruri și care va fi semnul venirii tale și a sfârșitului viaului acestuia? Practic, ucenicii ridică două întrebări. Când vei distruge templul și apoi Ierusalimul? Și a doua întrebare, când vei reveni pe norii cerului să ne iei acasă într-un cer nou și un pământ nou. Iar în întregul capitol Mântuitorul dezbate aceste două întrebări ale ucenicilor. De la 4 până la 14 prezintă câteva evenimente premergătoare judecății Ierusalimului. De la 15 la 28 are loc judecata Ierusalimului, blestemul pentru peste întreg Ierusalim în anul 70 după Hristos. De la 29 la 33, revenirea lui Sus. 34, 35, o concluzie și apoi îndemnul pe care l-am citit eu. Vegheați, căci nu știți când va veni Fiul omului și judecata va veni peste întreg pământul. În evenimentele premergătoare judecății Ierusalimului, Mântuitorul le spune în felul următor, ucenicilor, fiți atenți, drept răspuns, Iisus le-a zis ucenicilor, băgați de seamă să nu vă înșele cineva, fiindcă vor veni mulți în numele meu, care vor zice, Eu sunt Hristosul, și mulți vor fi înșelați. Și ucenicii puteau să cadă în această capcană de amăgire teologică. Multe, multe informații circulau înainte de anul 70, de judecata împotriva Ierusalimului. Tot, tot felul de oameni se ridicau și spuneau, nu, nu, Ierusalimul nu va fi dărâmat, profeția nu se va întâmpla, uitați-vă ce s-a întâmplat. Pe timpul lui Isaia, când într-o singură noapte Dumnezeu a venit prin îngerul său și a nimicit toate oștile vrășmașe. Nu, nu. Erau mulți care încercau să-i înșele chiar pe ucenici. Erau câteva evenimente care s-au întâmplat în an, înainte de anul 70. Dacă veți citi Iosif Flavius, istoria războiului iudeilor împotriva romanilor, toate acestea sunt prezente acolo. Minciuni teologice de, de, de tot felul. Erau războaie și foamete în apropierea Ierusalimului și dincolo de Ierusalim, cu tremure de pământ. Ucenicii și biserica primară a început să fie urâtă de toți. Și din păcate, în apropiere de anul 70, dragostea celor mai mulți care au primit Evanghelia în primul secol s-a răcit. Toate aceste evenimente, până în capitolul 14, creșteau, creșteau în intensitate. Iar anul 70, judecata împotriva Ierusalimului, se apropia. Cum puteai să nu fii amăgit? Cum puteai să fii gata și să vă ca nu cumva mânia lui Dumnezeu să te prindă în Ierusalim? Amăgirile teologice veneau pe fondul necunoașterii scripturilor. Dar îi avem pe ucenici care cunoșteau, musteau a Scriptură, dar și pe fondul păcatului, a fricii, a neîncrederii, a luptei pentru viața de zi cu zi și nu pentru planurile lui Dumnezeu, așa cum a spus fratele mai devreme. Amăgirile teologice erau prezente și dacă vă uitați în text, sunt repetate de cele mai multe ori. Practic, punctul forte acelui rău, de a te scoate din veghere. Sunt amăgirile acestea teologice care vin pe aceste două fonduri, necunoașterea Scripturii și din păcate, păcat. Cele două lucrează întotdeauna împreună. Când ai păcat în viața ta, învățătura este afectată. Când lipsa cunoașterii Scripturii este în viața ta, automat cel rău te poate păcăli prin vocile din jurul tău și vor înșela pe mulți. Vor înșela pe mulți dintre cei care îl slujeau pe Dumnezeu. Și chiar dintre apostoli, pericul era unul real pentru toți. Cum se puteau ei pregăti ca nu cumva mânia lui Dumnezeu să-i prindă acolo în Ierusalim, prin aprofundarea cuvântului, prin depărtarea de orice formă de păcat, prin sujirea bisericii și prin dorința de a fi martori vii a invierii Lui acolo, în Ierusalim. De la 15 la 28 avem judecata Ierusalimului. De aceea, când veți vedea urăciunea pustirii, dacă veți citi, veți vedea un crescendo al tensiunii, apropierii mâniei Lui Dumnezeu de Ierusalim. Mulți, voci, ură ură și la un moment dat judecata se apropie de Ierusalim. De aceea, când veți vedea uricina pustiirii despre care a vorbit prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeea sau, cum spune în Luca, în Ierusalim, să fugă la munți, să părăsească Ierusalimul și zona Ierusalimului, ca să nu cadă pradă mâniei lui Dumnezeu. Pentru mine a fost o provocare. Dacă ei au citit această profeție și știau că Ierusalimul va fi judecat, de ce au rămas în Ierusalim? De ce biserica din Ierusalim, înainte de anul 70, că avem de la 30, din anul 35 până în anul 70, aproape 40 de ani, i-au rămas acolo în Ierusalim, știind, având în mână profeția aceasta a mântuitorului, că Templul va fi dărâmat, că Ierusalimul va fi dărâmat și cine va rămâne acolo va. Cădea sub pedeapsa lui Dumnezeu. De ce biserica primară nu a decis să nu aștepte această tensiune, această amăgire, aceste lupte de tot felul și să fugă din Ierusalim? Sunt două porunci clare pe care ei le-au primit. Una, îmi veți fi martori în Ierusalim, în Samaria, în Judea și până la margele Pământului. Dar când îmi veți fi martori? Până când Ierusalimul. Va sta în picioare, nu până când veți dori voi. Și ei știau această poruncă și acest mandat din capitolul 1, din Fapte 1 cu 8. Pe de altă parte, da? O altă poruncă pe care trebuiau să o îmbrățișeze, să fie vie în mintea lor, să ardă. Când veți vedea urăciunea pusirii, să părăsiți Ierusalimul, să fugiți, să vă schimbați traiectoria vieții și să mergeți să duceți Evanghelia până la margine pământului. Biserica primară din Ierusalim era provocată să respecte aceste două porunci. De din cauza aceasta ei nu au plecat și nu au părăsit Ierusalimul până în anul 70. Au mai căutat să mântuiască pe unii dintre ei, pe rudele lor, pe cei care mai erau acolo. Ei știau că mânia lui Dumnezeu va veni peste ei și dacă îi va prinde acolo, Pierzarea veșnică va fi peste fiecare dintre ei. Conștienți de această realitate, au fost martori ai învierii, au luptat să mântuiască cât, cât mai mulți oameni din Ierusalim. Și când a venit uriciunea pustiirii, când au văzut-o, au fugit. Au fugit și prăpădul s-a manifestat împotriva Ierusalimului. Dar ce era uriciunea pustiirii? Nu mai mergem în Cartea Daniel. Apare de patru ori în Cartea Daniel. Este o expresie specifică cărții Daniel, profetului Daniel. Dar mulțumim lui Luca că el interpretează atât de ușor ce înseamnă urucinea pustirii. Pentru noi este mult mai clar să ne dăm seama Uricina pustirii, spune în capitolul 21 din Luca: Când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oști, și practic aceasta este uricina pustirii, sunt oștile romane care erau la porțile Ierusalimului, în momentul respectiv să fugiți, să fugiți. Judecata va avea loc. Cei care nu aveau interpretarea lui Luca, toți. Foarte puțin dintre ei. Ei ar fi trebuit să-și ia interpretarea din Carta Daniel. Și din nou vedem cât de importantă era ancorarea acestei biserici în cuvântul lui Dumnezeu. Când veți vedea, veți pleca. Era un semn vizibil, ușor de identificat. Ușor, foarte ușor de identificat. Vedeai cum romanii se apropie de Ierusalim și atunci una, două, trebuia să pleci. De ce mulți nu au crezut în el, dacă era atât de ușor. De ce mulți nu au fost pregătiți să plece din Ierusalim și o mare parte din ei s-au lăsat amăgiți de toate teologiile care circulau pe la urechile lor? Textul răspunde destul de simplu. Numai cei care erau în veghere puteau să creadă în semnul respectiv. Oricât de clar ar fi fost. Numai cei care erau în veghere puteau să creadă semnul, să asculte șoapta Duhului Sfânt și să plece din Ierusalim. Unii dintre ei au plecat. Dar înainte să plece, trebuiau să se roage, pentru că era mânia lui Dumnezeu și spune textul, pentru că atunci va fi un necaz așa de mare, cum n-a mai fost niciodată de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Un ecaz atât de mare împotriva acelei generații. Era judecata lui Dumnezeu peste ei. Vă mai duceți aminte ce au cerut ei când au cerut răstignirea Mântuitorului? Să cadă asupra noastră sângele acestui nevinovat să cadă asupra noastră. Și exact așa s-a întâmplat. În anul 70, sângele Mântuitorului a căzut peste acea generație care a rămas în Ierusalim cu încrederi oarbe, cu nădejdi înșelătoare, judecata lui Dumnezeu peste acea generație care l-a omorât pe Domnul vieții, cum spune în fapte. Nu vă mai dau citate din Iosif Flaviu să vedeți ce grozăvi s-au întâmplat acolo. Cât de pregătit trebuia să fii. Spune textul, rugați-vă să nu fie într-o zi de sabat ca să plecați fără nicio, nicio piedică. Femeile să nu fie însărcinate ca să plece fără nicio piedică. Rugați-vă să nu fie iarna ca să nu vedeți în iarnă un, un, impediment. Trebuia să fii pregătit, să veghezi, să fii aproape de inima tatălui, să te rogi. Dar să lupți pentru biserica din cetate, să o întărești sufletește, să fii interesați, interesat de oamenii care nu-L cunosc și nu sunt martori a invierii Lui Hristos. Îndată după acele zile, după judecarea Ierusalimului, îndată după acele zile, Iisus poate reveni oricând. Singura piedică pe care o vede Mântuitorul, Înainte de revenirea lui, cel puțin în Matei, capitolul 24, era împlinirea acestei profeții: judecata Templului, dărâmarea Templului, judecata Ierusalimului, spulberarea Ierusalimului. Îndată după acele zile de necaz, adică după judecata lui împotriva Ierusalimului, Isus poate reveni oricând. Dar când vei veni? Cum vei veni? Care este semnul? Unde să mă uit? La vaccin? La nevacinați? Unde să mă uit să știu că vei reveni? Uitați-vă cât de simplu, continuă Mântuitorul textul. Despre ziua aceea. Și despre ceasul acela, adică al revenirii lui pe pământ ca să judece întregul pământ, nu știe nimeni. Nici îngerii din cer, nici chiar eu fiul, ci numai tatăl. De aceea, și voi fiți gata, căci fiul omului va veni în ceasul în care nu vă gândiți. De ce oare oamenii se frământă cu ziua, cu ora, cu momentul revenirii lui? Dacă nu știm. De ce oamenii caută tot felul de semne? Acum va veni, acum va fi. Când textul spune foarte clar mai departe că va fi, ai Doma, cum a fost pe vremea lui Noe, așa va fi și în momentul în care el va reveni să judece întregul Pământ. În fapte, capitolul 1, ucenicii erau frământați de aceleași întrebări. Doamne, când vei așeza din nou toate lucrurile? Ce le spune Mântuitorul? Nu, nu este treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Toate acestea le are Dumnezeu sub stăpânirea Sa. Dar tu, fiule, ce faci? Nu te interesează când vei reveni? Eu cred că nici fiul nu este interesat de momentul revenirii ca să judece pământul, pentru că el este ancorat în mijlocire pentru pământ. El este ancorat în acest mandat pe care îl are la dreapta Tatălui de a întări biserica pe pământ, de a duce Evanghelia alături de biserică până la marginea pământului, nici pe el, nu cred că nu știe, dar nu-l interesează momentul, ci inima lui alături de biserică bate pentru zidirea ei, pentru mântuirea câtor mai mulți dintre cei care nu îl cunosc pe Dumnezeu. Singurul care știe momentul când Mântuitorul va reveni și acest moment îl are ascuns în inima lui, este Tatăl. Tatăl din ceruri. De ce atât de multe discuții? De ce atât de multe predici? De ce atât de multe semne și minuni căutăm? Acum, acum! Când textul spune foarte clar. Știți de ce? Pentru că eu cred că este o formă de defocalizare a celui rău de pe mandatul preoției. Este o formă de defocalizare a celui rău de a trăi pentru zidirea și întărirea fraților. Cea mai subtilă formă, să vorbești, să vorbești, să te interesezi, să pierzi ore în șir. Pe când textul este foarte clar. Nimeni, tatăl, deține cheia acelui moment. Și atunci, ce trebuie să fac? Dacă nimeni nu știe, dacă oricât de mult m-aș strofoca, nu am cum să aflu care este cheia succesului, să nu fiu luat prin surprindere, să stau pe un deal cu ochii a țintit spre cer zicând necurmat Vino Doamne Iisuse, Maranata, cum să mă pregătesc să nu fiu luat prin surprindere? Lăsăm textul să răspundă. Cum s-a întâmplat în zilele lui Noe? A idoma se va întâmpla și la venirea fiul omului. În adevăr, cum era în zilele dinainte de potop când mâncau, se însurau, se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie. Și n-au știut nimic, până când a venit potobul și i-a luat pe toți. Citiți cu mine. Tot așa va fi și la venirea Fiului Omului. Cum așa? O armonie, o pace. Oamenii își vor vedea de treburile lor. În pandemie, credeți că oamenii nu și-au văzut de mâncat? de băutură, pandemia a oprit ca oamenii să se însoare, poate mai puțin, dar s-au însurat. Nimic. Oricât, ori, și războaiele până la urmă s-au oprit și viața a mers într-un ritm normal. Tot așa va fi și la venirea fiul omului. Atunci, din doi bărbați care vor fi la câmp, unul va fi luat în ceruri și altul va fi lăsat să guste judecata lui Dumnezeu. Din două femei care vor măcina la moare, una va fi luată la cer și alta va fi lăsată să guste judecata lui Dumnezeu. Doi bărbați la câmp, două femei la moară, ancorate în activități zilnice, dar una este luată și alta va gusta judecata lui Dumnezeu. Unul va fi luat și altul va gusta judecata lui Dumnezeu. Și, bineînțeles, te întreb ce face diferența dintre cei doi. Ce mult mi-a plăcut exemplul Mântuitorului, că putea să spună unul care citește Biblia și altul care stă și muncește la câmp. Cel care citește Biblia va fi luat, cel care va fi lăsat. Când credeți că ar fi cel mai bun moment pentru noi ca să vină Mântuitorul? Nu credeți că acum? De ce nu a dat un astfel de exemplu? Când biserica va fi adunată la oaltă și va da slavă lui Dumnezeu cântând cântece și laude. Nu e cel mai prielnic moment? Ci îmi dă două... Activități obișnuite, cotidiene, în care se regăsește orice muritor. Este fantastic de plăcut mântuitorul și de inteligent cum a luat aceste exemple din viața de zi cu zi. Era munca obișnuită, erau două activități obișnuite. Una cea mai obișnuită era această muncă a câmpului și unii erau pescari. Dar cei mai mulți se regăseau în această activitate. Ce face diferența dintre unul și celălalt? Avem judecata Ierusalimului. Unii pleacă, alții rămân sub judecata lui Dumnezeu în Ierusalim, anul 70. Avem vremea lui Noie. Unii intră în corabie, alții rămân și gustă judecata lui Dumnezeu. Avem a doua venire a lui Hristos. Unii sunt luați și răpiți la cer. Alții sunt lăsați să guste judecata lui Dumnezeu. Ce face diferența? Și îmi place, da, să fii la, luăm câteva exemple, să fii la cumpărători, la cumpărături, în carfuri. Și la un moment dat, unul pleacă, altul rămâne să guste judecata. Să fii la școală, să predai elevilor. Unul pleacă, alții rămân să guste judecata lui Dumnezeu. Și lați toate activitățile în care vă regăsiți dumneavoastră, pentru că exact așa s-a întâmplat. Dar ce face diferența ca unul să fie luat și celălalt lăsat? Ce a făcut diferența ca unii să iasă din Ierusalim și alții să guste mânia? Unii să intre în corabie puțin la număr din păcate și tot pământul să guste judecata lui Dumnezeu. Unii să fie luați răpiți la cer și ceilalți din păcate să rămână sub judecata lui Dumnezeu. Ce face diferență? Trec puțin peste ora 12, sper să mă îngăduiți. Dar trebuie să răspundem la întrebarea aceasta. Ce face diferența dintre unul și celălalt? Îmi place că tot Mântuitorul răspunde. Și dacă citim textul mai departe, este simplu. Vegheați dar. Vegheați dar. Pentru că nu știți în ce zi va veni Domnul vostru. Nu știți când va fi momentul acela, când vei pleca la cer. Dar de unde știu că sunt pregătit? De unde știu că nu voi fi lăsat la câmp în continuare și voi gusta mânia lui Dumnezeu mai târziu? De unde știu că în adevăr veghez și nu trăiesc o falsă veghere? Vorbesc despre Hristos și de fapt este doar pe buzele mele. Care este cheia? Ca acel moment, indiferent când va fi El, să nu mă prindă, să nu mai aprind prin surprindere. Unii au spus, da, renunțăm la tot, ne ducem în munți, privind spre cer și-l așteptăm pe Domnul Slavei. Zi și noapte ne gândim la revenirea Lui. Cei mai mulți suntem aici, în lupta de zi cu zi a existenței. Suntem în societate implicați. Și se pare că cei care au ales prima variantă, cu toate că pare una bună, nu sunt în veghere, culmea este. Nu sunt în veghere. Nu aia este forma de veghere pe care o așteaptă Dumnezeu de la biserica sa. Și uitați ce, te ce spune textul mai departe. Concluzia e simplu. Unul veghea, celălalt nu veghea. Una veghea, cealaltă nu veghea. Dar ce trebuie să fac ca să veghez? Versetul 45. Care este deci robul credincios și înțelept pe care l-a pus stăpânul său, i-a pus stăpânul său peste ceata slujilor sale ca să le dea hrană la vremea hotărâtă. Ferice de robul acela pe care stăpânul său la venirea lui îl va găsi făcând așa. Făcând ce? Din hrană la vremea potrivită. Mergem pe text, nu, nu da, inventăm. Din hrană la vremea potrivită. Făcând așa, dacă dai hrană la vremea potrivită, veghezi, dacă veghezi, momentul acela nu te ia prin surprindere. Ce simplu! A veghea înseamnă a da hrană spirituală cero din jurul tău, la timp și ne la timp. Ferice de robul acela, se adresează numai celor care dau învățătură în biserică? Se adresează numai celor care au o slujbă vizibilă în biserică? Ferice de robul acela. Textul de mai sus și exemplele de mai sus ne spun foarte clar. Este vorba de femeie, este vorba de bărbat. Este vorba de copil, de adolescent, de căsătorit, necăsătorit, văduv, cum vreți voi. Cinci copii, patru copii, 100 de copii. Nu contează. Ferice. De omul acela care va face așa, va da hrană la vremea potrivită celor din jurul său. Ce înseamnă da hrană potrivită? Ce termen frumos a ales Dumnezeu. Ce termen frumos. Pâinea noastră cea de toate zile dă ne nouă astăzi. Dar oare se refere numai la pâinea fizică? Omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Și ca să împlinești această formă de veghere, în primul rând, orice membru din biserică trebuie să se hrănească cu cuvântul lui Dumnezeu. Să aibă timp să stea acolo, să asculte cuvintele vieții, să le ia asupra lui, să le trăiască și apoi cu ele în brațe cu planurile Lui, cu dorințele Lui să înceapă să pășească în această lume, apropiindu-se de, so de soție, de copii, de cei de la serviciu, mergând de acolo, știind pentru ce mergi, fiind în activitățile de zi cu zi, știind pentru cine trăiești și cine este Domnul tău, și în fiecare moment, căutând, să mai spui un cuvânt care să dea viață să mai dai un îndemn care să-l ajute pe fratele tău, să mai vestești odată Evanghelia ca să smulgă pe cât mai mulți din robia păcatului. A vegea înseamnă să, să dai hrană spirituală tuturor celor din jurul tău, dar ca să dai hrană spirituală, tu trebuie să o ai în fiecare zi, să o alimentezi în părtășia cu Domnul vieții tale. Vegherea. Vegherea nu este o stare din aceea pasivă. Stau la ora 6 dimineața până la 12 noaptea meditând. Citind, pe genunchi, postind, zbune și astea. Dar dacă sunt numai acestea, culmea este că nu este veghere. Vegherea înseamnă o implicare activă în hrănirea, spirituala Bisericii Lui Dumnezeu. Și când spun hrănire, nu vă gândiți doar la ce se întâmplă aici, că cineva se, se așează la învon și rostește o predică. Nu asta este hrănire. Hrănire spirituală ține de modul în care străiești tu viața cu Dumnezeu în ascuns și interacționezi cu ceilalți. Și dai din Hristosul care este în tine, celor din jurul tău. Asta înseamnă a hrăni Biserica Lui Hristos în orice moment. Printr-un zâmbet. Dar tu știi ce ai în spatele tău. Tu știi cum stai și iubești pe Domnul Slavei. În acele momente de intimitate când ești doar tu cu El și îți vin tot felul de gânduri, tot felul de răutăți împotriva aproapelui și împotriva fraților și tu le respingi. Așa hrănești Biserica lui Hristos și zidești Biserica lui Hristos. Și culmea este că așa veghezi. Și acel moment, oricând ar veni El, nu te ia prin surprindere. Nu te ia prin surprindere. Dar am, am să Doamne, dar nu ar fi trebuit să fim momentul acela să coincide cu un maranata. Vino acum! Nu așa ar trebui să se întâmple. Hrănirea Bisericii lui Hristos Dorința de a te hrăni în fiecare zi, bucuria de a merge în lume și a rosti cuvântul vieții, toate acestea sunt în Spiritul și în Duhul lui Celui care va veni să te ia acasă. Și tu, dacă ești în Spiritul și în Duhul lui, nu ai cum și nu are cum să nu se intersecteze cele două în momentul în care El va veni și va lua acasă pe toți cei care sunt ai lui, dar pe toți cei care sunt în veghere. Vegherea înseamnă implicare activă în hrănirea bisericii lui Hristos. Cu asta închei. Gândiți-vă la anul care a trecut, nu numai la anul care a trecut, nu la anii din viață. Câte gânduri de răutăți, de răutate au venit împotriva fraților noștri. Câtă bârfă Câtă desconsiderare la adresa fraților. Indiferent. Credeți că este la voia întâmplării? Și ce făcea cel rău? Ne scotea pe fiecare în parte din veghere. Exact asta făcea. Pe fiecare în parte ne scotea din veghere. A, dar eu nu, că ăla e așa. A, dar eu nu, că el așa. Dragii mei, oricât de multe argumente ne-am aduce unii împotriva altora, cel rău stă și rânjește rânjește. Nu mă iubești pe mine pentru ca eu să mă simt bine. Indiferent cât de multe imperfecțiune am, ci mă iubiți pentru că îl iubiți pe el. Mă iubiți pentru că vreți să rămâneți în veghere. Și asta este valabil pentru fiecare dintre noi. Vegherea înseamnă implicarea activă în hrănea Bisericii lui Hristos, numai când mă uit la anul care a trecut, gândurile, atitudinile, reacțiile față de frații mei cum au fost, îmi dau seama cât de puțin am fost în veghere. Poate ar fi fost mai ușor să fiu un semn fizic. Doamne, dacă va fi atunci, cu siguranță vei veni. Culmea este Chiar dacă ar fi fost așa cum a fost, am trecut foarte repede, nu -am, am făcut nicio demonstrație, dar dacă semnul vizibil ar fi fost exact așa cum a fost în anul 70, când veți vedea o oștirele, când veți vedea că pandemia va cuprinde întregul pământ, atunci voi veni eu. Chiar și așa dacă ar fi. Cei care vor fi, lua, vor fi luați acasă și vor fi parte din mireasa lui Hristos, nu sunt cei care identifică momentul, ci cei care dau hrană potrivită slugilor. Numai aceea, chiar dacă ar fi un element fizic, Ceea ce face diferența dintre unul care este luat și cel care este lăsat să guste judecata lui Dumnezeu este tocmai modul în care termină marcul acest capitol. Temeți-vă! Ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind Adică, cu gânduri rele împotriva fraților, cu mânii, cu lucruri rele unii împotriva altora, fără nicio milă față de oamenii care sunt în jurul nostru și nu-l nu cunosc pe Hristos, asta înseamnă a, a dormi. Ce vă zic vouă, vă zic tuturor, spune Mântuitorul, Mântuitorul nostru: Vegheați! Vegheați, Vegheați. Dumnezeu să ne ajute ca în anul care ne stă înainte, 2000. 22. Să veghem. Să veghem așa cum El ne cere. Iubindu-ne, slujindu-ne, luptând ca Hristos să pătrundă în viața noastră. Din ce în ce mai mult. Și acel Hristos să-L dăruim fiecăruia din jurul nostru. Dumnezeu să ne ajute. Haideți să ne ridicăm, să-i mulțumim Domnului. Amin.